În general, miercurea și vinerea, de dimineață până după masă, facem audiențe. Creștinii noștri, cu problemele lor de natură duhovnicească și nu numai, fără restricție ne pot căuta. Iar în ce privește ziua de luni, și atunci, dimineața este o ședință a permanenței Consiliului Eparhial, dar după aceea rezolvăm probleme administrative cu cei care doresc să și le rezolve. În ce privește ziua de marți și ziua de joi, sunt zile alocate vizitei pe teren. Iar serile, toate serile, sigur că încercăm să rezolvăm hârtiile care au venit peste zi și stăm până le terminăm. Ați făcut vreun bilanț până acum, cât ați petrecut cel mai mult într-o zi în birou, în birou de lucru, câte ore? E greu de spus. Acum am zis că marța și joia, de dimineață de la 8 și până cât trebuie. Uneori, uneori și după ora 5-6. Iar duminica și în sărbători, în general, suntem la slujbe în parohii sau la catedrală și în această perioadă în care ne găsim acum, fiind o perioadă specială, de la 1 la 15 august, seară de seară vizităm câte o parohie și oficiem slujba Paraclisului Maicii Domnului. Aici este biblioteca personală, nu biblioteca arhiepiscopiei, care e mai mare, mult mai mare, dar și în biblioteca personală sunt cărțile de referință. De pildă, în acest sector, sunt cărțile de teologie, printre autorii cunoscuți și foarte grei este Părintele Stăniloae și apoi alți mari teologi mari. În acest sector avem cărțile de spiritualitate, de părinți duhovnicești, de părinți cu o experiență spirituală aparte, care ne sunt de folos. Ori de câte ori trebuie să alcătuim câte o lucrare pe o anume temă spirituală, ne inspirăm din ei. Iar, cum poate ați observat, în biroul în care lucrez și în care primesc și audiențele, sunt mai multe exemplare din Sfânta Scriptură și literatură scripturistică în general. Acolo comentarii cu privire la comentarii la Sfintele Scripturi. Aici, pe lângă cărțile de dogmatică și de morală, sunt și cărțile de ritual. Cărțile de ritual, mineele, liturghierele pe care le folosim în biserica noastră. Iar aici, din cultura românească clasică și universală. Literatură? Literatură. Sigur că cărți folosite mai des. Iar la acest nivel sunt albume de artă și bisericești și laice. Dumneavoastră, destul de frecvent puteți fi auzit dând exemple din poeți, din scriitori, din... Aveți câțiva, știu eu, poeți sau scriitori care vă sunt mai... Am câțiva care îmi sunt tare la suflet. Dintre scriitorii laici, că îi numim așa, dar cu o preocupare spirituală aparte, Ion Alexandru, Octavian Goga, Eminescu, puteam începe cu el, Blaga, filozofia lui Blaga, parte din cărți, nu parte, că mi se pare că toate sunt aici, la filozofie și dincolo la poezia lui Blaga și da. Și în ce privește literatura, e vorba de Iona Cărbiceanu, care cred că reprezintă foarte bine pământul nostru transilvanean, dar nu numai lui Iona Cărbiceanu, ci în ce privește literatura clasică românească, Gala Galaction.
Pe lângă cărțile, strict cărți, aici sunt și gramatele... Sunt cele două gramate importante legate de viața metropoliei noastre. Aici, în stânga, este gramata de înființare a metropoliei. Iar dincoace este gramata de întronizare, amen, da, pe care a dat-o prefericitul părinte patriarh Daniel. Aici este chilia sau dormitorul în care, sigur că după truda zilei, îmi găsesc odihnă.